Bun regăsit, domnilor, domnilor, la o nouă emisiune Cultură pe Coordonate. În seara aceasta ne aflăm la un club select din Constanța, unde va evolua o trupă deosebită care ne va încânta cu muzică bună, ne va încânta cu blues și jazz. O să vă lăsăm în compania organizatorilor și a evenimentului din seara aceasta. Cătălina, bun revenit la Constanța. Vorbește-ne cum găsești publicul pentru care cântați. Îl găsești educat, interesat de ceea ce se dezvoltă în România ca o piață de muzică de mare valoare? E o întrebare foarte bună. Există într-adevăr foarte mulți oameni sau există niște oameni foarte interesați de muzica pe care o cântăm, însă este mai greu să ajungem la ei, pentru că, nu știu, în ultima vreme câte emisiuni de genul ăsta se difuzează.
pe televiziunea națională, pe habar nu am câte emisiuni de genul ăsta sunt. Deci noi trebuie să depunem un efort ca să ajungem la ei. Dar oamenii ăștia există. E adevărat că masa poate e pe alt val acum, e interesată de alte genuri muzicale, însă nouă ne place așa de mult ce facem, încât suntem determinate să-i găsim sau să-i ajutăm pe oamenii ăștia să ne găsească pe noi și să ne bucurăm împreună de muzica asta, care ne place și nouă și lor. Consider că vă educați publicul într-o anumită măsură? Consider că ar trebui să ne educăm publicul, de multe ori și publicul ne educă pe noi, pentru că trebuie să recunosc că la concertele de jazz și la concertele de blues, ca și la concertele de rock, habar n-am, sunt câteva genuri la care vine lumea foarte educată. Și atunci, eu știu, poate noi educăm pe ei, dar în mare măsură și ei ne educă pe noi. Ce ne veți cânta în partea a doua? În partea a doua o să cântăm în quartet foarte multe piese blues rock. Bună seara, Roxana Stroie, mă bucur să te revăd la Constanța, să te revăd evoluând în această seară. Vorbește-ne de seara aceasta, cum ați gândit-o și această inițiere, să spunem, a publicului constanțean în sezonul de toamnă-iarnă, debutează cu acest spectacol din seara aceasta. Vorbește un pic despre cum s-a născut ideea acestui spectacol. În primul rând, bună ziua și bine v-am găsit! Proiectul din seara aceasta, după cum ați văzut, este cu partenera mea, Cătălina Beta. Noi avem un proiect, un duo de sine stătător, cu care am mai concertat în țară și în București. Și ne-am decis să mai aducem niște membri, mai ales că este orașul meu Constanța și tatăl meu are mai multe proiecte și acest club. Am zis că ar fi foarte drăguț să mărim un pic. Să extindeți grupul. Exact, să sune și cu tobă și cu bas și asta am reușit să facem. Sper să fie bine primit în această formulă proiectul. Ești una dintre cele mai bine cotate, dacă nu cea mai bine cotată, chitaristă de jazz din România. Cum s-a născut pasiunea ta pentru genul acesta de muzică? În primul rând sunt chitaristă de blues și în al doilea rând de jazz. Cu jazzul mai nou am această... Aveam pasiune, ascultam de mult jazz, am crescut cu jazzul acasă la tatăl meu, dar odată cu admiterea mea la masterul de la Universitatea București la secția de jazz, m-am decis că ar fi timpul să-mi extind cunoștințele și să trec un pic de la blues la jazz, astfel încât le pot combina pe amândouă. Și în felul acesta este ceva foarte... E deosebit. Este ceva deosebit, da, exact. E un gen de muzică mai rar întâlnit și care are un public select, educat, din punct de vedere al culturii muzicale. Nu este neapărat o muzică mai rar întâlnită, ci este o muzică de nișă. Din păcate nu sunt atât de multe concerte și festivaluri pe câte ar trebui să fie. Poate și din motivul pentru care publicul nu vrea de obicei o muzică mai simplă, iar jazzul este destul de elitist, cum ai zis și tu, și nu este nicio problemă. Noi ne adresăm acestui segment de populație și avem publicul nostru și bucurăm lumea oricum, cât ori veni. Sigur, sigur că da. Vorbește-ne despre proiecte de viitor. Proiecte de viitor... Deci, cu Cătălina plănuim să mergem în țară și în București, atât în duo, cât și cu această formulă, cu tatăl meu și cu Tibi Duțu. Alte proiecte de ale mele sunt cu un american, un domn din Texas, Clay Windham, cu care cânt de ceva vreme, atât în duo, pentru în cluburile mai mici, cât și cu trupă. Așa, alte proiecte... Păi, și proiectul meu de bază, Foxy Lady Band, care este în București, care este de mulți ani, cu domnul Cătălin Răzvan la bas și cu Nașu, Claudiu Purcărin de la Night Losers. Am debutat așa cu un recital mai soft. De obicei avem câte un invitat din București, câte doi sau chiar câte o trupă mai mare. În seara aceasta am chemat un duo Blue Velvet, care este la mod acum pe toate cluburile,
E un duet cu două domnișoare. Este vorba despre Roxana Stroie, fica mea, chitarista de blues, și Cătălina Beta, o voce deosebită care este cunoscută în peisajul jazzistic bucureștean și nu numai, prin toată țara. Cătălina Beta a cântat cu muzicieni de marcă, ca și Roxana Stroie, și în seara aceasta am făcut un session împreună cu bunul meu prieten, basistul de rock Tibi Duțu, pentru că bluesul, fiind strămoșul și al jazzului și al rockului, i-am chemat și pe rockeri în bărcuța noastră de jazz și încercăm să rezistăm pe o furtună a chiciului în România, care tinde să ne răstoarne, să ne astupe. Luptăm cu forțele noastre pe care le avem la dispoziție pentru perpetuarea jazzului și bluesului în Constanța. Deci asta e. Foarte frumos spui. Vedem că din ce în ce publicul care vine la seriile organizate de voi este mai numeros și se educă să asculte muzică bună. Este un public educat, un public cunoscător, iubitor de muzică valoroasă, muzică de calitate. Cum crezi că se va concretiza această mișcare pe care tu ai demarat-o în urmă cu ceva timp? Deci aproape de 2 ani s-a făcut deja un loc aici, este un public special pentru care eu aduc mulțumiri pentru că am reușit să îi adun pe fanii de jazz, fanii de muzică bună, nu numai de jazz, avem și seri de folk. Am avut mare succes cu seriile de jazz și poezie, Jazz and Poetry. O să avem în continuare pe 17 Blue Jazz and Poetry, împreună cu trupa mea de jazz rock și, bineînțeles, cu poeți din orașul nostru și din țară. Publicul special care vine aici ne încântă și ne face să rezistăm pe baricadele culturii. Încercăm să facem puțină cultură în noi anul ăsta de distracție și noi anul ăsta de muzică facilă. Vorbește-ne puțin de modul în care debutează acest sezon, toamnă-iarnă, așa cum spunea Corneliu, și despre muzica de calitate. Nu, ăsta este un proiect, de fapt Blue Velvet este un proiect în sine, iar eu cu Cornel suntem invitați la acest proiect. Este o încercare, să vedem cum iese în această seară și de asta va depinde viitorul acestui proiect. Fiindcă la mine e destul de greu, că trebuie să mă împart. Dar împarți în multe locuri, vorbește un pic de activitățile tale și de proiectele. Sunt un timp nehotărât de felul meu, da. Nu-i vorba, vin cu mare drag întotdeauna și particip la proiectele lui Cornel și mai ales cu Roxana am mai cântat. Este prima oară când urc cu Cătălina pe scenă și este o plăcere, într-adevăr, și să vedem ce ne rezervă viitorul, ce să spun. Sper că va fi un viitor plăcut în care veți încânta multe inimi, să spunem așa, și să difuzați muzica aceasta live iubitorilor de cultură și celor care sunt educați să asculte o muzică bună. Absolut, și noi sperăm să schimbăm ceva, în primul rând, în mentalitate cu astfel de proiecte, fiindcă una e de la ce se ascultă, la și alta e... Da, ce încercăm noi să facem este un pas destul de mare. Thank you.
My baby.
Thank you.
Marțea viitoare, când din nou ieși gazda dumneavoastră, vă spun toate cele bune. La revedere!